Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi, împreună cu Carmageria Selgros, vă vom prezenta câteva piese, adică vorbim despre mușchiul de vacă de Argentina, Brazilia, America și Canada. Este vaca Black Angus. Aici vă voi povesti câteva lucruri despre Black Angus, că rasa este aceeași, dar diferă modul de hrănire și relieful, clima, sunt mai mulți factori. Dar ne vom opri prima dată la această minunată bucată de carne, care este un wagyu, da? Un wagyu de Japonia. Nu este regiunea Kobe, este o regiune de lângă orașul Kobe. Este o bucată de antricot de vacă, clasa M, M5, adică clasa premium. Carnea Wagyu se clasifică în 5 categorii, de la 1 la 5. Cele din regiunea Kobe se numerotează cu numărul de la clasa A până la clasa 1, 2, 3, 4 și 5, iar cele care nu fac parte din regiunea Kobe și sunt de lângă, dar sunt producție Japonia, se numerotează cu M1, M2, M3, M4 și M5. Asta este un M5 și aș vrea să vă arăt cum este în secțiune, da? Ca să produci asemenea carne, trebuie să fie o alimentație foarte, foarte, foarte deosebită sau foarte corectă. Clar că rețeta fericirii pentru acest animal nu este spusă și nu vom ști și poate chiar nici nu cred că ne interesează. Pe noi ne interesează gustul și cum am putea să gătim o bucată așa de bună de carne încât să fie pe placul tuturor sau să fie pe placul celui care și o gătește sau și o și mănâncă. O să tăiem, am tăiat-o în două, după care o să tăiem bucăți aceste fâșii de carne pe care le vom prăji și le vom sigila pe toate părțile. Da? După care, în grăsimea care se lasă, vom prăji cuburi, vom prăji fulgi de usturoi. Carnea aceasta nu trebuie decât sare, piper și usturoi. Să prăjim. La Bogdan. După ce vom servi și vom degusta această minunată bucată de carne, o să vă povestesc puțin despre acele sortimente de carne Black Angus, care se găsesc în Carmageria Selgros, dar de proveniență diferită. Sunt unele din Canada, Uruguay și Argentina. La toate astea diferă solul și alimentația. Black Angusul este aceea specie de vacă care o găsim peste tot, dar contează foarte mult cu ce este hrănită. Aș vrea să filmez, să vezi câtă grăsime își lasă, da? În grăsimea care s-a lăsat, o să prăjim usturoiul, după care o să-l așezăm pe fiecare bucățică de carne. Prea multe informații sau detalii despre wagyu nu am, sau ce am, nu sunt sigur că sunt în sursă sigură, dar ce am testat și am gătit eu, da? Lucrurile sunt clare. Carnea este așa de delicată încât nu are nevoie de alt condiment sau grăsimea. Este untoasă încât nu are nevoie de altceva să-i strici gustul, să pui, nu știu, rozmarin, cimbru sau orice alt ingredient. Este suficient sare și piper. Specialiștii spun că grăsimea de la vaca Kobe chiar este o grăsime, o acizie grași de bună calitate pentru organism și e dovedită prin gustul care îl are.
câteva feliuțe de pâine. Mai subțirică, mai subțirică și pune cu farfurie ca să le stropim cu... te rog, duci tu? Da, pentru la masă. Este Wagyu, dar regiunea nu este regiunea Kobe. Vaca Kobe se vinde numai la bursă și sacrificarea unei vaci Kobe e câteva păzi, nu industrial, nu se face nimic industrial. Da. Ia-le peste, te rog. Da, vreau să gustați.